Drumul spre sfințenie al sfinților mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Agapie. Trăind în secolul al patrulea, pe vremea împăratului Sapor al doilea, cei cinci mucenici au mărturisit dragostea lor de Dumnezeu și au fost supuși unor chinuri cumplite. Întăriți de mai multe ori de îngerul Domnului, mucenicii au dărâmat idolul lui Die, l-au amuțit pe împărat și apoi s-au rugat ca să-i se dezlege limba. Iar pentru aceste minuni, mulți oameni au crezut în Dumnezeu. Decapitați s-au aruncați în foc, cei cinci mucenici și-au dat sufletul în mâinile Domnului, împreună cu cei peste șapte mii de creștini persani uciși sfinților, peste șapte mii de creștini, persani uciși, împreună cu sfinților mucenici, cei cinci la număr, rugați-vă la bunul Dumnezeu ca să ne întărească în vreme de pricoană și de pașocurirea credinței pentru rugăciunile voastre și să depărteze de la noi astfel de vremuri triste. Amin.